Reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor doresc să prevină fenomenul de deșertificare prezent și în sudul județului Mehedinți. În sensul acesta s-a aprobat alocarea unor sume de bani care vor fi folosite pentru reducerea acestui efect produs fie de defrișări masive, fie de schimbarea destinației terenului respectiv. Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor a aprobat o anumită sumă de bani pentru cumpărările, achiziția de terenuri forestiere, asta însemnând enclave în fondul forestier de stat, terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 de hectare în zona de câmpie și de deal sau terenuri agricole limitrofe fondului forestier de stat. Prin această extindere, Regia Națională a Pădurilor vrea să împădurească în general în zona de sud a țării, unde există pericolul de dezertificare, să mărească anual cu câteva sute de hectare suprafața fondului forestier național. Toate primăriile din județ au fost notificate cu privire la intenția direcției silvice, dar fără niciun răspuns până acum. Este inclus și Mehedințu. Până la această dată nu avem nicio cerere din partea proprietarilor de terenuri care doresc să vândă terenuri agricole. Noi, săptămâna aceasta, în ziua de luni, am dat un anunț către toate primăriile din județ, anunț care am solicitat să fie afișat la sediul primăriilor, prin care să li se aducă cetățenilor la cunoștință că dorim să achiziționăm aceste suprafețe. Peste 25.000 de hectare de teren agricol din sudul județului Mehedinți sunt afectate de deșertificare, fenomen accentuat de deficitul de apă în sol și de eroziunea solului. Defrișările ilegale ale perdelelor de protecție au condus și ele la deșertificarea unei suprafețe echivalente cu circa 10% din totalul perimetrului agricol al județului Mehedinți.